Continuă emisiunea de ale Buzoianului. Vorbim despre problemele din trafic, dar și despre recomandările polițiștilor pentru sărbătorile pascale. Recomandările nu strică niciodată, e bine să le și respectăm, că din grabă poate mai uităm că ne punem viața în pericol. De aceea, în studio alături de mine sunt doamna subinspector Adela Stoica și domnul comisar Remus Nicula de la Prevenire și de la Serviciul Rutier. Vorbeam mai devreme despre, în prima parte, despre centre comerciale, despre piețe, despre ce se întâmplă la biserici. În afară de noaptea de înviere, atunci când, așa cum ne-am obișnuit, sunt dispozitive la fiecare biserică, îmi spuneați că și la slujbele de Deni în această săptămână sunteți prezenți acolo. Da, suntem prezenți acolo. Sunt dispozitivele care colegii mei care nu neapărat vin pentru prevenire. De fapt, simpla lor prezență e modalitate de prevenire, ca să fiu exactă. Însă vom fi și noi prezenți prin recomandările adresate. Vom intra și în lăcașul de cult și vom transmite împreună cu... Pentru că și preoții fac același lucru. Ajută la o schimbare a societății în bine prin pildele pe care le spun la slujbele religioase și îndrumările pe care le oferă, mai ales că în această perioadă foarte multă lume trece prin acel proces de spovedanie. Lucru frumos, care ajută echilibrul emoțional al tuturor. Bun, și asta referindu-ne strict la ce se întâmplă pe lângă, în proximitatea bisericilor, a lăcașurilor de cult și în interiorul lor, pentru că vom fi și acolo. Până la urmă, mă repet, avem același punct comun, să ne asigurăm că vom petrece cu bine tot acest timp. Însă, revin un pic la centrele comerciale și asta pentru că îmi scăpase ideea. Suntem la prezenți la cumpărători cu copii și dacă un adult se poate securiza sau poate trece mai ușor peste un eveniment neplăcut, când vine vorba de copil sau de un tânăr adolescent, lucrurile stau un pic diferit. El, dacă ar trece printr-un eveniment de genul ăsta nefericit, că îi se iau bănuții, că îi se iau telefonul, pentru că adolescenții în perioada asta merg ei foarte mult la cumpărături. Știți, își păstrează acea datină în care se înnoiesc de sărbători, dar nu doresc neapărat să mai meargă cu părinții la cumpărături și merg singuri și își expun. Iar telefoanele, care sunt destul de scumpe, în raport cu veniturile, foarte atent să fie. Da, înțelegem nevoia lor de autenticitate, de independență, de a merge în grup, dar să se gândească un pic și la bunurile pe care le au asupra lor, pentru că în aglomerație, se îmbulzesc, iar revenim, scrocii și tâlharii au fel și fel de metode de a distrage atenția. Și au și momentele lor preferate, atunci exact, când e foarte aglomerat. Și momentele lor preferate, iar acesta este unul dintre momentele lor preferate. Copiii mici, revin și la cei mici, sunt împreună cu părinții la cumpărături. Părinții un timp limitat, nu știu ce să facă mai degrabă. Iau copiii cu ei, se rătăcesc într-un magazin mare. O să învețe pe cei mici. Văd un domn în uniformă sau vânzătoarea de la casă să meargă acolo să vorbească. M-am pierdut de mama. Cel mai recomandat ar fi, pentru că cei mici știm și noi că au acum un potențial de învățare extraordinar, să-l învețe un număr de telefon, o adresă, numele părinților. Nu strică niciodată. E adevărat. Avem pe cineva la telefon. Bună seara, sunteți în direct, vă ascultăm. Bună seara, bună seara și invitațiilor dumneavoastră, dar o singură rugăminte aș avea pentru cei care se ocupă de biserici pentru noaptea de înviere. Ar fi bine să pe românește să bată palma cu cei de la locală, fiind mai mult și mai foarte mult de la locală în comparație cu cei de la națională, deoarece ar putea să facă, dânsii sunt foarte mult văzut pe stradă în condițiile în care dumnealor circulă doar cu mașinile de poliție. Deci spune să fie ajutați de cei de la locală, exact, da. Exact. Bun, vă mulțumesc. Sărbători fericite și dumneavoastră, vă mulțumim pentru intervenție. Cred că lucrurile sunt totuși un pic separate, chiar dacă atribuțiile se mai întâlnesc în anumite zone, nu? Da, nu, e o problemă aceasta. Cei de la poliția locală ne sprijină, mai ales că avem și au și în atribuție aceste opriri, staționări de regulamentare, sancțiunile pe care le dau acolo. De aceea și atunci când mergem la biserică să fim foarte atenți unde parcăm autoturismul ca să nu îngreunăm, mai ales îngreunăm circulația și mai ales că o să fie zone, pentru că ne-am obișnuit deja în municipiul Buzău, știm unde se blochează circulația, unde în zona aceasta catedrală
centrale, că este fluxul de persoane cel mai mare, și să fim atenți și la acest lucru, că nu putem să mai plecăm cu autoturismul dacă am venit un pic mai devreme și s-a blocat circulația în jurul orei, orelor 23, și atunci putem să mai scoatem autoturismul de acolo. Trebuie să fim atenți și la acest lucru. Iar cei de la poliția locală, ați văzut și dumneavoastră că sunt și ne sprijinăm acolo unde este nevoie, și la dirijare și în alte zone. Mai avem pe cineva la telefon. Bună seara, vă ascultăm. Bună seara, doamna Magda. Bună seara invitațiilor dumneavoastră. Vă rog. Cu scuzele de rigoare, probabil poate discuta subiectul acesta. Vreau să profit totuși de prezența domnilor de la poliție în studio. S-au luat ceva legături, s-au luat cumva măsuri pe viitor când se dă podul la Mărăcineni în reparații? Care vor fi măsurile luate la nivelul municipiului sau județului cu traficul, cum va fi deviat? Nu, e foarte bine că ați întrebat, voiam să discutăm și noi. E singura întrebare, da? Nu, nu, mai am. Vă rog. Am observat o perioadă anul trecut până acum, la sfârșitul finului 2017, poate chiar până în ianuarie, o oarecare curățenie pe strada Chirisăgiei, chiar în fața poliției municipiului Buzău, după care văd că indicatoarele de acolo sau nu se mai respectă sub nicio formă. Deci, deși este interzisă parcarea chiar pe partea cu poliția, pe toată strada Chirisăgiei se parchează și se staționează cum se dorește. Stimate domn, dacă poliția română, buzoiană, nu respectă aceste indicatoare, ce pretenții mai aveți la conducătorii auto? Cu tot respectul pe care vi-l port. Dacă acolo, într-adevăr, sunt mașinile polițiștilor parcate acolo, că pot fi ale celor care vin. Mea ei nu înseamnă mașină proprietate privată a dumneavoastră care sunteți angajat al ministerului. Înseamnă mașini inscripționate de serviciu. Atât. Bun. O altă întrebare? Aceeași problemă este și pe Nicolae Bălcescu la parchet, și la aceeași problemă și pe Nicolae Bălcescu la Consiliul Județean. Dacă dumneavoastră, ca și instituție, nu dați un exemplu pentru noi, eu de ce să respect legea? Eu las pe domnul Nicula să vă răspundă. Vă mulțumesc pentru întrebări. Haideți să începem cu ultima întrebare. Cu ultimele două. Ultimele două, da. Chirisăgiei și Consiliul Județean, da, telespectatorul a sesizat, nu numai dânsul și alte persoane. Noi în permanență luăm măsuri în zona respectivă și cu polițiștii, cum am zis și mai sunt colegi care parchează acolo, mai sunt persoane care merg la înmatriculă sau la permise de conducere și își parchează autoturismul acolo, le găsim fără numerele de matriculare, pentru că merg, își depun numerele acolo și așteaptă până când numerele de matriculare, cele noi, și le montează și își lasă o anumită perioadă acolo autoturismul. Într-adevăr, acolo avem doar autoturismele MAI, deci cu excepția autoturismelor MAI, acolo este permisă parcarea. Avem sesizări și dânsului și ale altor cetățeni în zona respectivă și ați văzut și dumneavoastră că avem acest autoturism, acel autospecial de la poliția locală pentru ridicat. S-au ridicat autoturismele de acolo și se vor mai ridica și de acolo și din zona și din alte zone. Ați văzut și dumneavoastră că am observat și eu același lucru și pe Nicolae Bălcescu, este indicatorul acela oprire și de foarte multe ori se crede că acolo opresc, sunt oprite autoturismele, să zicem, de care vin la Consiliul Județean, dar de fapt sunt autoturisme parcate de cei care desfășoară serbări la acea sală. Sunt chiar zilele trecute, am văzut, pentru că au fost date sancțiuni în zona respectivă și sunt licee care se desfășoară activitatea acolo și își parchează nu neapărat copiii, cât alte persoane acolo, de se iau măsuri. Asta într-adevăr este deranjabil și dânsul are dreptate, legea este pentru toți, nu este doar pentru unii. Noi, vă spun, facem eforturi ca să acoperim aceste zone. Ne este foarte greu pentru că noi la Poliția Națională, pentru că avem mult mai multe alte atribuții decât aceste, sancționăm aceste opriri, pentru că efectiv blocăm echipajele de poliție în zona Chirisăgiei. În momentul în care, ați văzut, dumneavoastră, ajunge echipajul nostru de poliție și dirigează la școala numărul 11 traficul, acolo nu mai sunt autoturisme parcate. Cum plecăm de acolo? Parcă nu putem să facem, să punem un punct fix în fața Consiliului Județean. Cu toate că știți ce mari probleme sunt și la școala 11. Și la școala 11, da, se rezolvă. Cu podul de la Mărăcineni. E cineva la telefon, apoi continuăm. Da? Bună seara, sunteți în direct, vă ascultăm. Alo? Bună seara, vă rog. Să rămâne. Să trăiți, domnul comisar. Am și eu o întrebare pentru dumneavoastră.
pornind din centru pe Unirii spre bariera Ploiești, vine intersecția cu Colonel Buzoianu, unde este interzis la dreapta, da. Urmează Patriei, da. Unde există plantat oprirea interzisă la 20 de metri de intersecție și întotdeauna sunt 2-3 reprezentanți ai dumneavoastră acolo și penalizează indiferent pe cine, că n-au fost obișnuiți cu asta. După aceea, spre bariera Ploiești, vine Ciochinescu și Ciucurete, două străzi identica Patriei, unde nu există semnul acesta de oprire și se poate face la dreapta, fără probleme, tot cu lumină intermitentă. Dar la Patriei acolo nu am înțeles de ce l-a plantat la 20 de metri, că și așa suntem cu parcările la pământ. Atât am înțeles. Vă mulțumesc pentru intervenție. O seară frumoasă vă doresc. Da, pentru podul Mărăcini, aici am înțeles doleanța. Domnului și se poate schimba mai aproape, nu? Că totuși spunea că trebuie verificat în primul și în primul rând. Vedem și toate aceste să montăm anumite indicatoare, să le mutăm. Trebuie aprobat în această comisie de siguranță pentru și trebuie analizate. Podul Mărăcineni, într-adevăr, urmează să intre în reabilitare totală, cel vechi vorbesc, și acest lucru se va întâmpla nu în prima săptămână după Paște, posibil cel mai devreme în a doua săptămână. În prima săptămână de după Paște o să se schimbe, se va lucra la podul dinspre, pe sensul de mers Buzău către Râmnicu Sărat, pentru că ca să reziste la aceste 5 luni care va fi celălalt închis, trebuie să facă anumite ajustări. Acolo sunt rosturile care trebuie schimbate și atunci vreo 4 zile se va lucra ori în prima săptămână, ori în a doua săptămână, să vedem când sunt gata cei de la compania de drumuri. Bun, de când încep lucrările ce măsuri vor fi luate? Că când, atunci încep de când încep mari. Lucrările, acum săptămâna aceasta se va stabili, chiar se va discuta la București acest lucru, deci nu la nivel local, pentru că se va stabili modul de sistematizare în zonă. Există propuneri din partea noastră, există propuneri din partea companiei. Când propunerile dumneavoastră care sunt? Semaforizare. Semaforizare, da? Semaforizare. Credeți că se rezolvă așa problemele? Nu se va rezolva. Sau se simplifică, nu se va rezolva în niciun fel, pentru că nu putem din două benzi pe sens să ajungem la o bandă pe sens. Indiferent cum, tot vom avea acolo un trafic mai mult decât aglomerat. Dar cu răbdare și mai mult decât atât trebuie să trecem de această perioadă și să găsim dacă există posibilitatea cei care circulă pe DG203K să găsească o altă variantă, vorbesc de zona Berca și DN10, să o rută ocolitoare ar fi cea mai la îndemână, pentru ca să nu mai stea în trafic și să aibă o anumită fluență, să se circule, chiar dacă drumul este mai lung. Dar altă variantă, la momentul acesta, pentru că avem și acest pod de la Vadupaș, care stă să cadă din ceea ce am aflat astăzi. Cel care există, dar se discută de construirea altuia. Da, probleme foarte multe. Ați văzut și DN10 posibil să fie închis din cauza faptului că a fost deteriorat drumul în mai multe puncte de alunecările de teren. Da. Vorbim cu un alt telespectator. Bună seara, sunteți în direct, vă ascultăm. Am și o întrebare pentru domnul subcomisar. Spuneți. Pe traseu, când intre de pe Bălcescu, pe în fața vechii poște și să intre pe Alea Trandafirilor, drumul este cu prioritate, dar nu există niciun semn, nici că e drumul care e drumul cu prioritate, nici adițional să te îndrumi, mai ales cei care nu sunt din oraș, blochează efectiv intersecția, mai la ori, și chiar și din Buzău, la ori de vârf stau să blochează, că nu știu cine are prioritate. Când faci drumul invers, din centru să intri pe Bălcescu, există și drum cu prioritate și semn adițional care îți indică care e drumul cu prioritate. Asta ar fi o problemă. Să fac economii la indicatoare, nu știu de ce nu-i montat niciun indicator, că intri în intersecție și stai, mulți stau în mijloc. Nu știu cum să o ia. A doua problemă, cei care vin pe în fața tribunalului, e în linie dreaptă. Ei cred că au prioritate. Deci închid ochii când trec pe acolo. Că se urcă pe tine efectiv, nu acordă prioritate, n-au învățat sau nu știu ce-i prioritate de dreapta. Drumul prioritar fiind invers, cel din fața poștii să intre pe Bălcescu. Ei, dacă sunt în linie dreaptă, vin cei între gloț. Dacă nu frânează cei din spatele tribunalului care au prioritate, s-ar putea întâmpla acolo accident din fiecare zi. Acolo ar trebui luate măsuri și acolo s-ar putea lua permise o grămadă, dar să nu se mai stea la cu radarul pe nu știu ce zone. Și a treia problemă care am văzut că la emisiune s-a tot întrebat și la fiecare emisiune, marcajele. Sunt
varză în Buzău ăsta. Am observat o emisiune chiar aseară, trebuie să ai pătind de noapte vreo 150 de lux reflectorizant. La Buzău nu există un lux, cred că e vopsea luată din comerț, albă și pulverizată. De ce nu sunt sancționați? Că facturile bănuiesc o să vină pe vopsea reflectorizantă. Deci e un pericol. Noaptea nu știi pe unde circuli, pe ce bandă ești, unde e trecerea de pietoni, mai ales că o să crească copacii. Acum nu se mai vadă nici semnele de circulație. Nu o să vadă banda, nici zebra, nici banda pe ce sens circuli. Poate să fie o brambușeală. Nu se știe ce o să fie pe orașul ăsta. O seară bună. O seară bună și noastră. Am vorbit mai devreme de marcaje. Acestea vor fi refăcute? Într-adevăr, am spus... Bine, ideea e să fie refăcute cu alt tip de vopsea, că dacă sunt refăcute cu același fel de vopsea, da, de o calitate îndoielnică, atunci... Au văzut știrile, pentru că au fost făcut un reportaj, inspectorul Pro a fost cel care a dat acest reportaj, foarte bine făcut și documentat. Într-adevăr, trebuie fiecare dintre noi să ne facem treaba acolo unde suntem puși și atunci și cei care sunt, au atribuții în acest domeniu, vorbesc de administratorul drumului public, trebuie să controleze calitatea acestor. Nu poliția rutieră controlează dacă este reflectorizantă vopseaua, pentru că nu contractul nu l-a. Deci trebuie să întrebăm primăria de ce vopseaua e proastă și nu se vede. Exact, nu? Pentru că azi noastră, de fiecare dată, în fiecare an se refac aceste marcaje și anul acesta garantat motivul este că urma să fie asfaltate anumite străzi și după aceea trebuia refăcut marcajul. Nu putea fi cheltuiți banii pe marcaje, asfaltăm străzile și... Știu că poliția rutieră are atribuția sau are posibilitatea de a sancționa primăria. Să-i sancționăm primăria atunci când drumul nu este la parametri normal, dar în condițiile în care aceste lucruri se fac, sunt în plan, nu are rost să sancționez o instituție pentru că nu a făcut în momentul în care... Da, să sperăm că nu se produc accidente până când accidente, da. Cu privire la intersecția aceea de la tribunal, să știți că acea intersecție este arhicunoscută pentru că acolo a fost făcut și acel sens giratoriu și știți bine că a fost desființat și într-adevăr acolo este clar prioritatea, nu se pune problema cine nu are prioritate, este într-adevăr prioritate de dreapta. Trebuie să popularizăm și este foarte bine că a spus telespectatorul treaba aceasta, într-adevăr cei care vin dinspre tribunal trebuie să acorde prioritate celor care vin de la barou de avocați, pentru că este prioritate dreaptă, este firesc, iar în cealaltă intersecție nu este nevoie de un indicator de drum prioritate, pentru că circulăm pe drumul cu prioritate și virăm la stânga. Celelalte intersecții, celelalte drumuri au indicatoare rutiere, nu este neapărat nevoie de un asemenea indicator, dar se poate monta un asemenea indicator, v-am spus, în aceleași condiții. Da, întreabă un telespectator de ce poliția de la ordine publică, nu știu exact dacă e vorba de inspectoratul de poliție sau de altfel de poliție, dar spuneți după aceea, de ce poliția de la ordine publică stă ascunsă în parcul Crâng? De ce nu sunt obiective în zonă, cu excepția stupilor de albine din zonă? Da, nu știu să vă spun dacă nu aveau un anumit scop acolo, pentru că o anumită misiune. Dacă stau ascunși și depinde ce înțelege dânsul prin ascunși. Un alt domn spune că a depus o sesizare împotriva unui șofer și domnul Rădulescu, care de altfel nu este în studio acum, a vrut să edicteze ce să scrie. A refuzat, a cerut să fie înregistrat audio-video, dar a fost dat afară din birou și informat că nu se vor lua măsuri împotriva șoferului. Vă întreabă cum comentați. Cred că ați putea face dumneavoastră mai bine o reclamație acolo unde, în general, dacă sunt astfel de cazuri, puteți atrage atenția, mai exact la Serviciul Județean Anticorupție. Spun bine, domnule Nicula, da? Nu, este bine să se adreseze comandantului, poate sau să domnului comandant. Este cea mai bună variantă în aceste condiții, atunci când, pentru că ați văzut, dânsul spune ceva, trebuie să ascultăm și partea cealaltă. Trebuie să existe și dovezi, evident. În acest sens, toți cetățenii trebuie să ascultați. Bun, în concluzie, o să vă rog să faceți câteva recomandări astfel încât oamenilor să le rămână în minte ce au de făcut de sărbătorile pascale pentru a fi în siguranță. De fiecare dată fac aceeași recomandare sau închid cu aceeași recomandare ca să... și le reamintesc oamenilor că nu strică să fim vigilenți și suspicioși în relațiile cu ceilalți și vigilenți, în relația atât cu noi, cu securitatea locuinței noastre, cu autoturismului, cât și în relațiile cu ceilalți. Vigilența și suspiciozitatea.
Da, și o să încheiem cu un telefon și apoi vă las și dumneavoastră să trageți o concluzie. Bună seara, sunteți în direct, vă ascultăm. Bună seara. Domnule comisar, cu dumneavoastră aș avea o sugestie. Știți că în perioada asta de sărbători și nu numai în perioada de sărbători, Frăținetul e o stradă superaglomerată. Da. Sunt perioade în care cozile de mașină ajung în apropierea intersecției semaforizate cu mesteacănului. În situația asta, domnule comisar, vin cu o sugestie. Puteți lua în calcul transformarea străzii Frăsinet într-o stradă cu sens unic de la Carrefour până la intersecția cu Chiristigii. În felul acesta, cei care vin din Dorobanți 1, 2, Broșteni, ce mai este pe acolo, au la dispoziție Mesteacănului și Chiristigii. De asemenea, în Chiristigii pot intra în Micro 3 pe strada cu sens unic, parcă Pietroase le spune, nu? Da. Așa. Deci, iar cei care doresc să vină la marile complexe pot folosi Pietroasele sau pot folosi de la Pomul Verde pe lângă Zidul Episcopiei, în Unirii și la giratoriu fac la dreapta pentru Carrefour și Kaufland, folosesc giratoriu pentru galeria și ce mai e pe acolo, Penny. În felul acesta ar dispărea cozile astea de mașini care stau și încurcă tot pe acolo. De asemenea, ar fi cazul ca trecerea de pietoni de la Carrefour spre galeria, spre Penny, aceea care nu-i semaforizată, să fie desființată. Pentru că cei care trec, mă refer la conducători auto, care scapă de la semafor unde e cu buton, da, să poată să ducă drept înainte fără să mai stea din nou la o trecere de pietoni care... Eu nu-i văd rostul, fiindcă pietonul poate să ducă până la trecerea semaforizată acolo cu buton. Și atunci ar crește fluența, domnule comisar. Lasă-mă răspundă, domnul comisar, da? Cred că puteți face o simulare la sediu și pe urmă spre comisie care să poată să ia hotărârile acele. Vedeți, totul dispare. Cu eventual, eu știu, cu o excepție pentru transportul în comun. Adică să aibă de la Chiristigii doar autobuzele care circulă ca să nu mai dispară stațiile și altceva. Vă mulțumim pentru intervenție. Da, a înțeles, domnul comisar. Vă răspunde dacă se poate face o astfel de simulare și dacă se pot lua măsurile. Da, mulțumim pentru sugestie. Este foarte greu să iei o asemenea măsură, pentru că trebuie să ne gândim la cei care locuiesc în cartierul Micro 3 și așa au această zonă Pietroasele și trebuie să ocolească foarte mult pentru a intra în cartierul Micro 3 și atunci s-ar, mai ales că în zona Pietroasele nu avem decât să circulă foarte, foarte greu, că sunt mașini parcate și pe stânga și pe dreapta. Avem și o școală, mai e o grădiniță, este destul de greu. Da, și într-adevăr ar fi fost o variantă dacă am mai fi avut încă o zonă cu două benzi pe sens, o zona Pietroasele și să putem să fluidizăm circulația în ambele, într-un sens și pe celălalt. Într-adevăr, sunt zone, sunt județe, sunt municipii unde se poate face acest lucru. Acum, la momentul acesta, există o soluție. Va fi blocat acel scoar dinspre, cum am făcut de la ieșire din spate de strada Pietroasele și ca să putem să avem cât de cât o fluență acolo, iar acea trecere de pietoni în niciun caz nu putem să o desființăm, pentru că sunt pietoni care traversează în zonă, ne gândim nu doar la conducători auto, într-adevăr, pentru fluența autoturismelor ar fi o variantă, să nu mai există treceri de pietoni, dar ce facem cu pietonii pe unde îi traversăm? Dacă am avea un pasaj subteran, ar fi ideal. Da, și am primit un mesaj, bă, că de două ori trimis de telespectatori. Am vorbit mai devreme, spunea un domn în direct, despre parcările de la inspectorat, de pe Chiristigii. Și spune că e convins că nu ați răspuns așa cum ar trebui, că nu a spus adevărul, pentru că stau MCV-urile de la rutier lângă ei, lângă șofer, probabil, rușine, spune,
Da, eu precizare, asta vreau să le fac și am făcut-o de fiecare dată la dumneavoastră în emisiune, că aceste opriri regulamentare nu putem să, mai ales când nu avem acel autoturism de ridicat mașinii, nu putem să luăm autoturismul de acolo și MCV-ul să nu mai fie acolo, sau eu știu, avem o întreagă, trebuie să desfășurăm o serie de activități în momentul în care găsim autoturismul parcat neregulamentar, trebuie să lăsăm un afiș în geam sau la parbrizul unde găsim un loc, ca proprietarul să ne comunice cine a parcat autoturismul acolo, iar după aceea noi luăm măsura de sancțiuni. Deci nu le oferiți pază și protecție, de nu fapt. Nu le oferim pază, garantat nu le oferim pază și protecție, dar într-adevăr, vizual, pentru că vezi autoturismul de poliție acolo și celelalte autoturisme parcate în zona respectivă, este firesc să dea impresia pe care telespectatorul a avut-o, că nu facem nimic. Dar această procedură este una mai greoaie față de una atunci când îl găsim pe cetățean la autoturism. Pentru că eu sunt convins, ați văzut și dumneavoastră, de când avem acest auto special de ridicat mașini, nu se mai pune problema aceasta. Dar se rezolvă și asta în permanență, pentru că vă dați seama, vedem și noi lucrurile acestea și chemăm echipajele atunci când nu au altceva de făcut. E bine că am discutat și acest subiect. Sigur. Și în concluzie, spuneați înainte de emisiune că e un pericol și pentru cei care pleacă de la biserică și intră în mașină cu lumânarea aprinsă, nu? Da, să avem atenție, să fim foarte atenți. Ați văzut și dumneavoastră că în ultimul timp s-au făcut publice asemenea incidente și sperăm să nu se întâmple, pentru că din greșeală poți să lași mașină lumânarea pe bord și se poate aprinde tapiseria și se pot crea alte probleme. Doamne ferește, te blochezi în autoturism din panică și poate să existe o asemenea risc. Și răbdare la volan, probabil le spune celor care ne urmăresc. Să respectăm regulile de circulație. Eu vă mulțumesc tare mult pentru prezență, vă doresc sărbători fericite, chiar dacă vor fi la muncă, și să nu avem probleme, să nu fie evenimente neplăcute. Vă mai aștept în studioul nostru. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit. Urmează jurnalul Campus TV imediat. O seară bună, la revedere!